Turiștii și fanii familiei regale britanice au luat cu asalt magazinele de suveniruri din Londra, grăbindu-se să cumpere ediții speciale care îl înfățișează pe regele Charles, în timp ce Marea Britanie se pregătește de acest eveniment în coronarea monarhului. O jucărie rege dansator alimentată cu energie solară este cea mai bine vândută în magazinele de suveniruri de lângă Palatul Buckingham. Mărfurile abundă în magazinele din zonele turistice, cu chipul lui Charles inscripționat pe tricouri, pe farfurii, genți, pixuri, căni și suporturi pentru ouă. Chiar și mai multe articole o prezintă pe mama lui, Elisabeta II, care a decedat în septembrie după 70 de ani de domnie.